Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou! În această zi vă voi prezenta rețeta de zacuscă de ciuperci. Dragile mele, în primul rând alegeți ciupercile cele mai sănătoase și, în general, ciupercile proaspete sunt ideale. Spălați-le bine în mai multe ape, apoi puneți ceapă la muiat și ardei roșu, sau îl coaceți sau îl dați pe mașina de tocat carne. Eu asta am făcut. Deci, vedeți, am pus aici ciupercuțele, am pus ceapa, am pus ardeiul și după ce au fiert pe jumătate, ele bine s-au muiat bine cu un praf de sare, cu o mână de sare bună, după aia am pus ciupercile care în prealabil au fost tocate, vedeți, ca să iasă cât de cât și o formă. Am pus sare, am pus foi de dafin și le-am lăsat să fiarbă bine. Acum, vedeți, ciupercile nefiind fierte și-au lăsat multă zeamă. Acum trebuie să aștept ca să fie mai densă această zacuscă de ciuperci. Vedeți? Fierb foarte bine. Deoarece aveam foarte multă compoziție, am pus două ceaunele, vedeți, și aici la fel, cu ceapă, ardei, foi de dafin, piper negru, vedeți? Și acum le lăsăm ca să scadă. Și o să iasă o zacuscă delicioasă. Vedeți? Uitați, au o formă, deci le-am tăiat cu cuțitul ca să aibă cât de cât o formă. Ele acum între timp mai fierb, devin mai micuțe și o să fie foarte, foarte gustoase. Ce să vă mai zic? Vă pup dulce, mă doresc o zi frumoasă, sănătate și să auzim de bine, dragile mele gospodine. Pupici dulci!